să știu să nu mai lupt sau să știu să nu mai îmi fac gânduri. Simt chestia asta. Păi nu, că nu pot, că simt. Păi ok, dacă ai sentimente și vrei să te împaci cu o persoană, fă ceva în privința asta. Atunci tu trebuie să alegi ori gândurile și neîncrederea, ori să mergi mai departe și să gândești cu inima către sentiment. În locul tău aș da liber, jur. Și așa nu ai unde să te duci altundeva. Bă, măcar să vezi, o interesează, schimbă ceva. Păi așa până nu simte așa că te pierde sau ceva, stați așa de două luni. Stați de două luni, așa mai trec încă două și să rămână pentru masă, foarte bine. Sau lua-s-o pe ea. Nu, acum zic eu că nu simte concurența din partea nimănui, că dacă ar veni acum o casă, o fată, care se placă de tine, ar simți acolo un pic de pericol și altfel ar... Și aia am zis și eu. Lucrurile. Așa, stă bine, mersi, a, pe radu, și dacă e singur, tot aici, dincolo, tot mai vin, ha, ha, te ciupesc. Cum a fost faza, că tu vrei acasă. Atunci a simțit pericol că poți să pierd în emisiune. După aia când am zis că rămân în emisiune, ce fiți, gata, e aici. Da. Bună ziua. Ce faceți? Bine. Și cu bune și cu rele? Da. Zeni, ce se întâmplă aici, în această casă? Și bune și rele. Cum ești, Katinka? O să-mi spun vorba mea, sunt bine. Ok. Da, sunt ok. Ok. Like. Te simți cumva ușurată? Eu? Nu. Nu? Te simți rău? Da. De ce? Pentru că mie chiar mi-a plăcut de el. Ce ți-a plăcut? Sincer. Mi-a plăcut fizic în prima fază când l-am văzut. Mi-a plăcut cum am fost noi la date, cum am crezut eu că este el. Că poate și așa, poate am crezut eu, mi-am făcut eu alte vise în capul meu. L-am văzut că era foarte... genul de bărbat care îmi place, că mă pupăcește în continuu, mă ține în brațe, e foarte atent la mine, cerea atenție din partea mea mult mai mult și am zis, wow, uite că poate băiatul ăsta chiar îmi place. Și chiar am zis că eu eram un pic mai rece la date față de el și am zis, poate nu, poate ar trebui să mă deschid față de el și să fie bine, dar... Da, poate am ignorat prea mult semnele care mi s-au arătat în ultimul. Ce semne? Că, cum a zis, a recunoscut că eu n-aș fi fost varianta lui. Prima varianta lui a fost cu Lorena, după aceea a trecut la Cristina, știind foarte bine că mă deranjează, măcar un pic respect față de mine. Ok, înțeleg că nu ai sentimente și nu simți ca mine, dar măcar să nu mă faci pe mine să mă simt aiurea, că sunt, indiferent, sunt femeie, gândește puțin la sentimentele mele, mai ales că tu știi că eu m-am atașat de tine și ți-am zis că țin la tine foarte mult și că vreau ceva cu tine. Ești corect în decizia pe care tu ai tras-o în urma acestor întâmplări? Dacă erai tu prima care era întrebată, ce răspundeai? Ce aș fi răspuns eu dacă ar fi fost așa cu el? Eu nu aș fi răspuns. Chiar dacă ar fi fost obligatoriu, nu aș fi vrut să interacționez cu nimeni, pentru că el este băiatul cu care eu îmi doresc să-l cunosc mai bine, să stau cu el cât mai mult. Te-a înțeles toată lumea. Facem niște jocuri de imaginație, sunt niște ipostaze în care vă puneți în mintea voastră. Aș fi ales un băiat cu care nu aș avea nimic. Să interacționez doar cu un băiat cu care aș interacționa prietenește. Total de acord. Bun, aici au fost tot felul de jocuri, au fost tot felul de lucruri, nu vă trimite nimeni să vă ocupați, Doamne, iartă-mă. Plus că oricum nu v-a trimis nimeni nicăieri. Ca fapt divers, adică a fost o întrebare. Sunt niște întrebări și asta a fost o întrebare, nu știu, lejeră, o întrebare simplă. Suntem, ce facem? Nu știu, suntem prizonieri? Într-o cunoaștere? N-avem voie să ne uităm stânga-dreapta? N-avem voie să socializăm cu alte persoane? Nu avem voie să ce? Adică, ok, a ales-o pe Lorena. A văzut ce s-a întâmplat, a ales-o pe Cristina. Unde este greșeala? Că eu cred că vede toată lumea. Că... Na, Radu e cu Cristina.
sau Cristina e cu Radu, sau sunt unul cu altul, sau într-un fel sau nu. Pe mine m-a deranjat faptul că el nu are respect față de mine, să se gândească măcar la mine, că m-ar deranja dacă o alegea pe Irina, pe Bianca, pe Larisa. Nu aveam niciun fel de probleme, dar știind că ele sunt în topul lui și știind ce poziție am eu față de el, că el nu mă place 100%, automat am simțit un fel de amenințare și m-a deranjat. De aici a plecat. Să nu se sperie el ca băiat văzându-te? Eu l-am întrebat. Problema? Am vorbit treaba asta cu el și am zis, crezi că eu venind la tine și spunându-ți toate astea, te sperie, vrei să dai înapoi? Mă, și pe mine să înțeleg. Și a zis că nu l-ar speria treaba asta, dar... el se deschide mai greu. Adică nu înțeleg, dacă tu știi deja răspunsul, că tu nu poți să ajungi cu mine undeva, de ce mai încerci? Când tu știi deja că nu o să fie nimic de drag. Pentru că sunteți doi. Mai lasă el de la el, mai lași tu de la tine, mai pune el, mai pui tu. Are el o zi proastă, ai tu o zi mai bună. Și așa vă completați. Dar nu putem să trăim așa în absurditate, mă gândesc, nu știu. Adică dacă un om trebuie să ia o decizie sau pur și simplu să răspundă la o întrebare și dacă greșește, nu putem acum să ne supărăm atât de tare. Eu am stat astăzi și l-am ascultat pe el în casa băieților și zicea că un pic parcă e prea ciudat totul așa de la început. Atâtea și atâtea și atâtea probleme și atât de multe lucruri atât de rapid. Cum vezi situația asta? Adică te pui puțin în locul lui? L-ai copleșit. Probabil. Adică vorbim, comunicăm, nu ne pupăm, nu ne luăm în brațe. Nu știu, să nu fie o greșeală. Ești sigură de gândurile tale? El a recunoscut că nu simte. Ce era să zică? Și asta mă gândesc că contribuie la fel. Ai vorba și de orgoliu. Întâlnești o fată și într-un show televizat și fata respectivă doar se supără și doar îți impune anumite lucruri. Și tu ești bărbat. Este soțul vostru. Zic vostru la plural acum că iată, sunt două cazuri deja. Aveți o căsnicie de nu știu cât timp, n-ați făcut o înțelegere, n-ați semnat un contract, să fie așa, 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 așa. Vă cunoașteți, vă simțiți și vedeți până unde pot să duc, cât pot să suport, cât pot să accept. Zici într-un mod drăguț, dar luați totul mult prea drastic, puneți stop mult prea repede la toate lucrurile astea. Există greșeli și greșeli. Tu nu greșești? Greșesc și eu, sunt om, normal că greșesc, poate nu am văzut nici eu lucrurile ok, dar eu am simțit o lipsă de respect față de mine, ca om măcar. Să nu mă pun în niște ipostaze aiurea pe mine. Așa am văzut-o eu, nu știu cum a simțit el. De când ai intrat în casa iubirii, cât de des ai zâmbit? Da. Unde ți-e zâmbetul? Îți este greu aici? Nu-ți face bine casa asta? Foarte frumoasă când zâmbești. Mulțumesc. Ai și grupiță, dar am văzut-o numai la date. Grupița, că nici nu știam da. Că ai. De ce ți-i capul plecat? Arată-ți ochii, zâmbește, Catinca, ia lucrurile mai lejer, fii mai relaxată. Foarte frumoasă când zâmbește. Zâmbește, prea supărată. Scuzați.
descarcă-te. Aici, la hotel, descarcă-te. Nu ține în tine. Și dă-ți voie să fii mai relaxată. Dă-ți voie să greșești. Dă-i voie să greșească. Așa vă cunoașteți. O să atragi atenția și în joacă. Ți-a plăcut să o iei de mână? Normal. Dar nu e așa că îți place să mă iei pe mine mai mult de mână? Nu știu, zic și eu. E să facem conexiune. Ce? Bună ziua! Sărbună! Ce m-am speriat, și nicio doamna director, bună ziua, mă sper. Ce zice doamna Andreea Radu? Îmi spuneți așa dintr-o dată, bună ziua, pe conexiune. Dați-vă la o parte. Pe inima. Da. Dați-vă la o parte.